I want to give an advice. Sometimes I give advices, but this is not just an advice, it's also a profession and a confession. It's interesting, you start with confessions and you get to professions. To say in a few ideas, because time is scarce. When I was a child or a youngling, I had to confess to the priest, Orthodox priest. I mean, I'm not speaking now about religion. I had to speak about myself with him, just me and him in the church. So that makes your brain work. Of course, my brother, my mother, my father, they all influenced me, my brothers, my sister. But what I have to say, and the reading is very good, and the Bible is most good, but what I have to say, then school, I studied gymnasium, Romanian and Latin with my mother. Can imagine that I was. We went together to school, sometimes or many times, and we were in the same bed, you know, at night. And in the class, she was in the cathedral, and I was in the class. No, and I had good teachers, history teacher Groza, Ioan Groza. He died. Favorite teacher. I had a very good teacher, I said about her. She lives, she moved now around somewhere about the Danube, where is, I cannot say exactly, but on the Danube, way on the aristocratic part. She was Felicia Scorobete, and she was a math teacher. She couldn't get a math place because the director of the school was a very good math teacher who died first. Very good lady. I wasn't good at math. So she took a supplementor English. And she made us all in the classroom love English. Just a moment. I couldn't learn French, though I studied French from the third grade. But for English, I discovered a vocation. A vocation for English. And for the high school stuff, books, whatever. And I had a very good teacher in high school. You'll see what I want, where I want to get. I had two very good teachers in high school. English, Camelia Faur, who had an unfortunate, she still lives, I believe, an unfortunate destiny because she quit after us, right through us. She quit high school teaching, though she was one of the best teachers in the school. But she was unmarried, and she has psychological complexes. I don't mean like clinical, but like intellectual. She was with Nietzsche and stuff like that. She didn't have a basis to remain on the rock, as
Petra said. And another teacher was the vice director of the high school. She kept me in school with reading books. Whatever. Something like that. Viorica Ciucian. She's still alive and well. I heard from the psychiatrist in Zalm when I went this summer. Summer, autumn. So, and after that, I studied from 2000 AD to 2003 AD, but I was the victim of malpraxis because I got ill, then I got a malpraxis. But I had the chance to be in the presence of the cathedra of very great teachers. I mean, at the letters faculty, Cluj, UBB, mates with this. I read this guy, but I didn't have him teacher. He was at the Philologia. We were at the theater. But of course that my teacher were also at the Philologia too. I believe they were theatrologists and theologians. So hearing, though I pondered what he said, especially Jon Vartik. I liked the most Liviu Malica because he was blunt and religious. He asked us, who knows the prodigal son parable? And I said, I do. He said, tell it to us. So I said, tell it to the seminary. And I liked Doina Modola, who was also religious. And a friend of mine, very good friend of mine, who is still friends, who is now in Europe, and who was gay. He said to me, because I said, oh, look, man, I came to theater looking at TV theater. Beautiful, nice stuff. Coming here, I see only gay and junk addicts and whatever. And money and atheism. I don't like it. And he said, yes, it's true. Most of the people are pagan, rubbish. He didn't say about teachers, but he said, but there are some teachers who are Christians. And he said, Vartik, Liviu Malica, and Doina Modola, and he said, maybe other two. So, what I have to say is, even if I didn't get my degree, I'm like Iron Claws, second class. My grandfather, my mother's father, was an activist at the peasants with the collectivization. I'm the opposite. I want to give the peasants the land. And that since ever. Maybe this comes from God, you know. One makes a mistake, then God. Maybe even the grandfather from the other realm, because my grandfather, my uncle Seth, was buried with priests. Wants to make amends, wants to make it right from the world of the dead, or the saved, maybe. And his grandmother, so to say, I mean, my grandmother was a saint, Anna. So, as I said,
I left Vartik, like Noika left Goethe, if I say it right. Leaving Vartik. But after I left Vartik, I began to dream. Going back. Ever since I left, maybe not right at the beginning, but from 2004 after I got born again, I began to dream. I wasn't dreaming about going back to Carmen or whatever, stuff like that, or a girl. I dreamt about going to the college, the school. Theater, then other schools, but going to school. And those dreams stopped, and I said that before, only 2019. And that came after that came COVID. But now I had another calling. And I spoke with my friend Amy for 5 years. And we started with Presbyterian sermons and four sentences. And then I stopped the Amy emissions. But I have to say, that I feel like I have the Vartik gift. I don't know if I have the Liviu Malitza gift. That is very complex. That guy is a wonderful guy. Doina Modola is a lady. But I have the Vartik gift. I mean, to speak about some certain things that can be very helpful and practical. Sometimes maybe I'm wrong. Even Vartik was wrong, and that was I left because he was wrong once. He gave me a 6 to name a star, but that wasn't wrong. Not that. Then I found a Cézanne, and there were theater posters in the cathedral, which I studied. We watched video spectacles, but he said once about Hegel, and I was reading Hegel, and I liked Hegel, and I was born with Hegel, and I will die with Hegel. And he said, there are two beings, being for himself, being for another, being for himself, is superior to the being for another. I said, this is wrong. How about the priests? And I talked with the nurse at the hospital. And I said, right, and she said, yes, Paris, the teacher was wrong. Nurses, monks, priests, beggars, who say, God bless you, lady, God bless your children, like in quarter, right? Or peasants who work the land, who work your land, who give you food, vendors who sell bread, or baked bread and cakes, or stuff like that, food in the market, who live for you to make you good, doctors, teachers. So, and now I want to get the idea. I saw in a video, I have here a video, though the video is made by a guy. By a guy, a kid, who walks on the Toronto street, some street of Toronto, with a camera. And he goes and says, look, man, this is a children's hospital. I live right across the street of a children's hospital. I will show it to you. There are more pavilions. There are 3 pavilions.
But only two are functioning right now. Here and another one there. There's another one in the back. And there, after this white one, is the castle of the Mamselle Pogani by Brancusi. At 1 kilometer. But they are destroying it from 2019. Okay. They are looting it. Well, I have to encourage you. If you're a kid, or maybe you are an old person, or a normal person, a mature person, say either, and you have a sickness, or you have a problem that you can't, either you can't face or you can face, you're a person with a problem. And the state says, the Canadian state, the Romanian state, the Indian state, Australia, whatever, says you can't work. You cannot have a job anymore. With stamps and stuff like that. You must think, look, man, in the Bible, it is written, cu sudoare să-ți scoți din el pâinea, din pământ. Și să muncești, ideea e că trebuie să muncești. Dumnezeu nu cere să muncim. Acum, ce muncim e la decizia noastră. Eu muncesc acest videoclip. Munca, cum o poate fi ea definită, îi când faci ceva ce este de folos altuia. Sau ție. Eu sunt poet și am avut niște probleme, în fine, și eu chiar sunt poet. Deci, dar având șansa asta să am fiu născut în familie de profesor, tata, mama, am un frate foarte deștept, pe Rafael, sora mea înțeleaptă, am un frate muncitor, care e chelner, Flavio. Ideea e că, cum să zic, și să întâlnesc asemenea persoane ca domnul Ion Vartic, asta mă face să pot să... Da, pot să fac asta. Nu la catedra lui Catedra de Teatru. Nu, n-am diplomă. Eu am știi? Ce zic? Eu la țăran, mamă. Eu pot să încurajez copilul de țăran, da, bă, băiatul, decât să-ți cumperi pachetul de Marlboro și după aia să ajungi la Brand și la Carpați. Și poate mai rău, mai bine cumpără-ți o carte. Poate nu pare mare lucru, dar să știi că e ceva de carte. Sau dacă ești pe tradiționalism, adică tradițional, nu, pe modernism. Uite, asta e ceva foarte, foarte frumos. Chiar vreau să citesc din ea. Am citit ea din Google. Sunt multe lucruri care poți să le faci. Și asta vreau să zic, și asta mă inspira și canalul. Sunt acolo doamne care am mai spus, scriu o poezie și o citești, o pun pe YouTube. Deci poți să slujești aproapele în multe locuri, în multe lucruri, chiar dacă, să zicem, nu poți să dai cu hârletul, nu poți să conduci un utilaj, nu poți să mergi cu ambulanța să o conduci, sau nu poți să ai un carnet de mașină, multe lucruri, poate nu poți să te ridici de pe pat, dar tot poți să faci ceva. Uite cum a fost Stephen Hawking. Acum, ideea, el a fost un geniu. Fiecare la nivelul nostru. Crucea mea de fier e asta. Poate nu arată prea frumos, dar e ceva de mâncare pe ea, nu? Că e mai valoros. Și... asta era să zic, să
Să vă găsiți un dar, uite. E într-un fel și acel hobby. E un site, nu vă zic care, de poezie și acolo am o prietenă, doamna mai în vârstă, vă zic că are, nu știu, 11 sau 13 hobby-uri în America. Și ea e căsătorită, trebuie să țină casa, se facă la bărbasul mâncare, face toate treburile, scrie poeziile, face hobby-urile, udă plantele, ține nu știu ce. Toate trebuie să le facă. Și așa trăiești. Sau, poate nici nu trebuie să faci ceva material, poate nici măcar ceva online. E o bucată de hârtie și scrie niște gânduri acolo, le ordonezi. Versuri, proză, eseu, filozofie, teologie, roman, povestire, schiță, teatru, haiku. Cum făcea tipul ăla în Fight Club, când era încă angajat. Ăla urâtul, nu Brad Pitt. Când scria haiku și te trimitea prin lume, prin e-mail. Nu, era o chestie foarte faină. Asta vreau să vă zic, dragii mei, îndrăzniți să munciți, chiar dacă nu vă lasă. Acum, nici să nu ne așteptăm noi la rezultate că o să fim noi mari mahă sau că o să, poate nici nu câștigi o pâine. Poate de la pământ nu. Dar eu cred că dacă muncim, Dumnezeu, ce m-a ajutat pe mine în spital? Să vă spun un lucru. Și asta se spune în engleză, că în engleză e un cântec de la Hillsong United. Ea evreica aia care a făcut Hosanna. Și era greu, că acolo e foame, e chinuit, să băieții răi, e băieții buni, băieții răi, toți sunt acolo. Și eu zic, gata, era frig, nu aveam haine, eram într-o pijamăluță. Zic, bă, mă duc pe alee, nici pe alee nu mai poți să mergi, o scurta și aleea, nici nu era nu știu ce. Mă duc pe alee și, pardon, nu știu ce am, m-am rugat și am, hai mă să cânt o cântare de la biserică, de la baptiști. Și mi-am amintit Hillsong United, că ascultasem, asta a fost șansa. Și aia am ascultat, nu am ascultat mai de mult. În cât e mai vechi, Desert Song. Și ce am cântat? Stai că vă cânt acum. Deși ei, pentru mine nu asta era. Pentru mine era bărbătarea în suflet. Să nu cad. Plătește. Zice așa. This is my prayer in the desert. In weakness or hunger or pain. This is my prayer in my hour of need. My God is the God who provides. This is my prayer in the fire. My faith is proved of more worth than gold. Numai ideile astea duhovnicești m-au făcut să rezist, pentru că știi cum e, ăsta săracul, el a fost poet, nobil, boier, tot ce vrei, băiat fiind, dar creștin la nivelul lui, acum 100 de ani. Nu te aștepta de la el, știi, chiar am și scris aici pe pagină ieri, pe o pagină am scris. Frumosul nu e singura dimensiune a existenței. Adică nu te aștepta de la cuvinte frumoase, cu adevărat frumoase. Pentru că s-ar prea putea ca limpezind sau pe adrici în sus sau ce mai scris ăsta, poemetul vers, să fie mai frumoasă ca Biblia. Și eu de asta m-am gândit de multe ori. Bă, ce-i cu psalmii ăștia, bă, blestemat să fie ăla și ăla? Da. Ion Pilat scrie mai frumos ca Dumnezeu. Dar
adevărul care te susține, care spune, când îți spune Dumnezeu acolo, bă, Felix, te ajut. Atunci tu când ăia îți fac cuie în cap, te gândești, da, lasă că mă ajută Dumnezeu, mă ajută Dumnezeu. Și asta vreau să zic, că vreau să încurajez copiii care stau pe pat, vreau să încurajez bătrânii care stau pe pat. Eu am cunoscut bătrâni, adică am cunoscut bătrâni, am avut prieteni bătrâni și am și câte mai avea. Dar vreau să zic că erau care erau răi de genunchi, bătrâne, permanent făceau ciorapi. Toată lumea zicea, cine mai poartă ciorap de lână azi? Că toți purtau Nike și nu știu ce. Dar femeia știa. Aici număr. Aici număr una, două, cum să număr acolo. Și merge mintea. Și a murit sănătoasă la cap. La 89 de ani sau cât o fi avut. 87. Nu. Și deci asta vreau să zic. Muncești ceva. Chiar dacă nu o să fie niciodată ISBN pe ce faci tu, pe cartea care o scrii tu. Nu o să fie niciodată cod de bare. Nu o să ți-o reclame nimeni la YouTube. Dar tu știi că ai făcut și chiar dacă ai acolo două vizualizări. Bă, am muncit și o să vezi că cu timpul te întărești. Și o să mai spun ceva și asta o să vă spun chiar cum am zis la început. Și dacă numai dacă o dai la labă. Deci acum mă refer în cazuri extreme. Ești pe pat, ești adolescent, ești tânăr, ești vai de capul tău, nu se uită nicio fată la tine. Ce faci și tu? Ce poți să faci? Ce poți să faci? Ce poți să faci? Și crezi în Dumnezeu. Nu ești satanist, nu ești skinhead, nu ești rocker. Dar, bă, ești hormoni. Și o să vezi că dacă te pocăiești, o să te și întărești. Astea sunt niște lucruri care nu le pricepem noi acum, știi cum știi. Nu suntem niște roboți, gata, aici ne înșurubăm, aici puțin ca pe terminator și gata, s-o rezolva toată problema. Suntem niște făpturi mult mai complexe. Și apoi, bineînțeles, munca supremă e când ajuți pe altul. Uite, de exemplu, poți să fii într-un spital de copii, să ai talent la desen. Și să zici, să ai acolo un prieten. Cum a făcut Jane Eyre, când a făcut prietenul lui Helen. Sau cum o chema pe prietena ei, nu? Dar nu zic că să moară, da? Ai un prieten. Sau mai mulți. Te faci portretul. Și dacă ești în țară bogată, poate îți poți permite. Asta nu contează, până poți să faci un pastel, un creion, un ulei, în ce vrei tu, în traliu poți face. Dar îi faci portretul acolo. Îl faci în tehnică de calculator, în program. Și o să vezi cât o să ajute pe tine și o să fie ceva frumos. Deci asta, cam asta încerc eu să înțeleg și să spun, munca creativă. Dacă orice altă muncă, știi cum se spune, dacă orice altă poartă ție închisă, mai rămâne poarta lacrimilor, Babel Mandel. Nu, așa e și cu chestia asta, dacă orice altă muncă, dacă nu poți să dai cu lopata, zăpada din fața casei. Dacă nu poți să faci nu știu ce, poate poți să faci ceva frumos pe un șevalet, pe o foaie de caiet, pe un laptop, pe o conexiune online, pe un program, pe ceva, pe un pian, poți să faci ceva cu gura ta, cu ochii tăi, poți să faci ceva care să fie muncă. Și aici, nu, asta nu e de la Ministerul Muncii, aici este de la viață. Viața este muncă și cum spune Cosmin Perța, nu Cosmin Perța,
unul care are nume asemănător sau chiar așa. Art is work. Doamne.